Bună ziua și bine v-am regăsit la pastila dumneavoastră zilnică, Pastila Psiho. Astăzi vă voi vorbi puțin despre agresivitate în general. Putem considera agresivitatea ca fiind o însușire a acelor tipuri de comportament care sunt orientate în sens destructiv, comportamente ce provoacă daune materiale, morale și psihologice. Prin urmare, comportamentul agresiv poate viza obiecte, poate viza ființa umană și le poate viza pe ambele. La polul opus se regăsește ceea ce se numește comportament prosocial, care implică concepte ca toleranța, cooperare, ajutor, echilibru. În încercarea de a defini agresivitatea, există o mare diversitate de puncte de vedere. Unii autori pun problema dacă în definirea agresivității ar trebui să punem accent mai degrabă pe punctul agresiv sau pe intenție. Poate un părinte să manifeste agresivitate față de copil pentru a-l educa? Se pare că unii autori înclină către accentuarea intenției și atunci agresivitatea devine orice act ce are ca intenție producerea unui prejudiciu țintei vizate. Atunci, dacă intenția este cel mai important lucru, cum determinăm sau apreciem intenția? Dar bună educație! În ce mod bătaia de acum, pe care o încasează un copil, determină buna comportare a adultului 20-30 de ani mai târziu? Și cine face aprecierea că această comportare a adultului este una bună sau a unei persoane educate? Din această perspectivă a intenției există atât scopul provocării unui rău celuilalt, însă există și cazul în care scopul este demonstrarea puterii agresorului. Se impun niște delimitări conceptuale. Agresivitatea nu se confundă cu comportamentul antisocial, nici cu delincvența și nici cu infracționalitatea. În concluzie, agresivitatea este o formă de conduită orientată cu intenție către obiecte, persoane sau către sine, în vederea producerii unor prejudicii, a unor răniri, distrugeri și daune. Cum explicăm agresivitatea? Ține oare agresivitatea umană de factorul ereditar sau legat de mediu sau cel educativ? Agresivitatea este înăscută, susțin unii teoreticieni. Oamenii se nasc cu predispoziția sau impulsul de a fi violenți și de a agresa. Cum nu se poate înlătura, trebuie prin educare găsite modalități nedistructive de canalizare a energiei negative. Totuși, se face o departajare între cei doi teoreticieni asupra acestui lucru. La Freud, agresivitatea apare ca fiind predominant destructivă, pe când la Lorenz, agresivitatea are o valoare adaptativă și este chiar esențială pentru supraviețuire. Dacă agresivitatea umană ar fi numai de natură instinctuală, ar fi de așteptat să întâlnim foarte multe asemănări între oameni legate de modul de adoptare a comportamentului agresiv. Cu toate acestea, realitatea demonstrează permanent că există mari diferențe atât la nivel individual cât și la nivel de comunități. Sunt indivizi, grupuri și chiar popoare care se manifestă extrem de agresiv, pe când alții sunt foarte pașnici. Agresivitatea este un răspuns la frustrare, susțin cei de la Yale University din SUA. Atunci când atingerea unui scop este blocată, ea naște frustrare. Această frustrare devine apoi o sursă de manifestare a agresivității. Se întâmplă însă deseori ca agresivitatea aceasta să nu poată fi orientată către sursa stării de frustrare, ci ea este reorientată către ceea ce se numește o țintă sigură. De exemplu, o persoană nu își poate sancționa șeful și, în schimb, se poate certa acasă cu partenerul de viață.
copil nu își poate pedepsi părintele. În schimb, lovește pe alt copil. Mai apoi, sursa unor revizii, această teorie suferă modificări. Se consideră că, într-adevăr, frustrarea produce supărare, însă persoana dă curs furiei sau nu. O a treia explicație ar fi aceea că agresivitatea este un comportament social învățat. A apărut astfel teoria învățării sociale a agresivității, care susține că un comportament agresiv se învață prin mai multe modalități. Direct, deci prin învățare directă, prin observarea și imitarea unor modele de conduită ale altora, mai ales ale adulților. Se consideră că modelele de conduită agresivă se întâlnesc cel mai des în familie, unde copiii violenți provin din familii în care cei doi părinți au fost crescuți cu ajutorul pedepselor fizice, mediul social și mass media, în special televiziunea, care oferă zilnic modele de conduită agresivă, fizică și verbală. Pe baza a trei trăsături fundamentale, emotivitate, activismul și rezonanța, reprezentărilor au fost descrise 8 tipuri de temperament nervos: sentimental, coleric, pasionat, sanguinic, flegmatic, amorf, apatic. A cincea cauză demnă de menționat este cea legată de stima de sine. Mulți cercetători au stabilit o legătură evidentă între nivelul stimei de sine și tendințele agresive, în sensul că cu stima de sine, încrederea în forțele și capacitățile proprii este mai scăzută, cu atât componenta agresivă este mai pregnantă. Conceptul de stima de sine este corelat cu sentimentul de competență. Indivizii ce au un grad scăzut de stima de sine se concentrează de obicei să impresioneze pe ceilalți. Au o încredere scăzută în propria persoană, au dubii asupra valorii și acceptărilor sociale, nu își asumă riscuri și încearcă să evite eșecuri. Caută confirmarea propriei valori, a propriilor decizii la alții și sunt ușor influențabili. Din sursele agresivității putem enumera surse care țin de individ, de conduită și de comportamentul său. Frustrarea. Atacul, fie fizic sau verbal, atrage un răspuns sau o răzbunare. Durerea fizică și morală. Căldura. Cercetări multiple au evidențiat legătura directă între temperatura ridicată și comportamentul agresiv. Aglomerația. În mijloacele de transport în comun, în spații de locuit mult prea mici pentru numărul de persoane, alcoolul și drogurile, surse ale agresivității în cadrul familiei, bătaia sau orice formă de agresiune sau pedeapsă fizică, incestul, surse care țin de mijloacele de comunicare în masă, unde includem violența expusă în presă și televiziune. Asta a fost tot pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până mâine la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune și rămâneți în continuare cu programele noastre Drăgoi TV.